dusem pe teren. Mirco Pilliaceli, omul care a dus nebunia în acest derby, îl ascultăm. Bună seara, Mirco. Cum a fost meciul în primul rând, pentru că ați pierdut în fața unei contracandidate la titlu, mulți nervi și până la urmă n-ați plecat cu nici măcar un punct de aici? Am plecat-o perché meritavamo secondo me di vincere e ce l'abbiamo messa tutta, è andata così. Abbiamo altre occasioni per rifarci. Este păcat, consider eu, pentru că am făcut un meci bun. Am avut chiar și ocazii să câștigăm, din păcate nu s-a întâmplat. Cine a decis ca tu să execuți penaltiul? Mister a decis. Ai mai executat penaltiuri și dacă da, dacă ai mai marcat din penalti? Per me, ho detto, sono un portiere, però mi piace fare gol. Il mister ha deciso che potevo battere e ok, ho fatto gol. Eu am mai spus, eu sunt portar, dar recunosc că îmi place să și marchez. Dacă mister a decis să mă duc să execut acel viitor de la 11 metri, m-am dus și am înscris. Vei executa și următorul penalti al Craiovei? Tot tu? Tu vai insegna next penalti. Mister decide. Mister va decide. Cum ti s-a părut FCSB în această seară? Cum e? Pentru mine este un echipă mare, ma penso că hanno avuto anche tanta fortuna e la chiudo qui, non continuo. Pentru mine este o echipă puternică, însă consider că a avut și foarte mult noroc și încheie aici. Nu vreau să spun mai mult. Șansele Craiovei pentru câștigarea campionatului, cum le vezi în continuare? Siamo una squadra forte, molto forte, e fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata daremo tutto, poi si vedrà. Suntem o echipă puternică, foarte puternică și până în ultimul minut al ultimei etape vom da totul, apoi vom vedea. Mulțumim!